După un început bun de meci al gazdelor, handbaliștii suceveni au revenit pe tabelă și chiar s-au distanțat la 4 goluri până în minutul 25. Luxemburghezii s-au descurcat mai bine pe finalul primei reprize și au intrat la vestiare cu un handicap minim, scor 13-14. În minutul 53, cele două echipe se aflau la egalitate perfectă după cele două manșe. Cu 47 de secunde înainte de fluierul final, Chiruț a marcat pentru 26-24. Universitatea era calificată, dar luxemburghezii mai aveau un atac. Acatrinei a fost eliminat însă pentru fault, iar prin golul lăsat în defensiva suceveană de care a trimis handbal Esch în finală. Cu scorul general de 48-47, luxemburghezii au realizat astfel o performanță istorică. Sucevenii au primit și o veste bună în weekend. Echipa antrenată de Răzvan Bernicu a rămas pe locul 4 în clasamentul Ligii Naționale, grație celor de la Pandurii Târgu Jiu, care s-au impus cu scorul de 30-25 în fața Potaisei Turda. Până la finalul sezonului, Universitatea mai are programat un meci în Liga Națională la CSM București, după care va participa în Cupa României.